Direcția Generală Antifraudă Fiscală a făcut controle la stațiile care efectuează inspecții tehnice periodice și a găsit un număr foarte mare de prestații ITP nedeclarate din punct de vedere fiscal în anii anteriori. Au existat chiar și diferențe de peste 19.000 de prestații ITP nefiscalizate la un singur contribuabil. Până în prezent au fost finalizate 383 de controle antifraudă, în cadrul cărora au fost constatate creanțe fiscale suplimentare de peste 45 de milioane de lei. În prima jumătate a anului 2024, comparativ cu perioada similară anului 2023, au fost emise peste 100.000 de bonuri fiscale în plus, adică o creștere cu 18% a numărului de bonuri fiscale, iar valoarea absolută a sumelor fiscalizate prin intermediul aparatelor de marcate electronice fiscale AMF a crescut cu circa 9 milioane de lei, reprezentând o creștere procentuală de 6%. Un alt efect important al acțiunii de GAF este faptul că în perioada analizată, ecartul dintre numărul de prestații declarate la RAR și numărul de bonuri fiscale declarat la ANAF prin intermediul AMF s-a redus cu 56%, ceea ce indică o reducere substanțială a serviciilor nedeclarate, se menționează în comunicatul DGAF. Controlele inspectorilor antifraudă vor continua până la diminuarea consistentă a riscului fiscal din acest domeniu și vor viza toți contribuabilii al căror comportament fiscal este evaluat ca fiind unul inadecvat în cadrul analizei de risc. DGAF recomandă tuturor contribuabililor care efectuează ITP să respecte legislația fiscală, să înregistreze sistematic toate veniturile realizate prin emiterea de bonuri fiscale ori de facturi prin sistemul RoeFactura, să respecte disciplina financiară și să angajeze legal forța de muncă, mai arată autoritățile.